Lăudat să fie Domnul! Este bine că suntem în casa lui Dumnezeu, fiindcă niciodată nu suntem mai confruntați cu împărăția cerurilor decât atunci când noi ne închinăm în mod personal lui Dumnezeu. Pot părinții, prietenii sau păstorii, în întâlnirile pe care le avem unii cu alții, să ne îndemne, să ne mustre, însă niciodată adresarea unui om nu are atâta efect asupra noastră cât are propria noastră conștiință atunci când ne simțim în prezența lui Dumnezeu și când în mod personal alegem să ne rugăm, să ne cercetăm și să ne pocăim. De aceea spun că este de mare folos să ne întâlnim și să ne rugăm. Este adevărat că vremurile sunt grele și materialismul încet încet devine o nevoie, o prioritate. Motiv pentru care mulți oameni aleg să facă altceva decât să vină la biserică. Este adevărat că sunt mulți frați la centru creștin care muncesc acum și ei muncesc de când am început procesul de remodelare și pentru lucrul acesta ne arătăm recunoscători Domnului pentru că le-a dat inimă bună să facă efort pentru această lucrare, dar dincolo de ei aș vrea să fim noi care aici în casa Domnului să ne rugăm și pentru ei și pentru biserica lui Dumnezeu și pentru interesele împărăției lui Dumnezeu. În seara aceasta am ascultat un cuvânt de predică și fratele George ne îndemna, repetând învățătura apostolului, să insistăm pe manifestarea darurilor duhovnicești, însă deasupra lor să nu uităm că există ceva mai mult și mai bun decât darurile duhovnicești, adică decât slujirea manifestând daruri, există manifestarea dragostei. Este relativ ușor să ai un dar duhovnicesc, oricare ar fi acesta, și să-l manifesti, însă este cu totul altceva să ai o viață închinată Domnului și să practici dragostea de când te trezești până te culci, începând în familie și până la ultima persoană cu care te întâlnești. Dacă doar predica aceasta am fi ascultat-o în această seară, ar fi fost suficient pentru ca în următoarele zile să ne gândim intens în ce măsură dragostea lui Dumnezeu se manifestă prin noi. Nu doar față de cei care ne sunt dragi, membri ai familiei, ci față de toți oamenii. Aș vrea să ne mutăm gândul însă în Faptele Apostolilor, capitolul 21, din care capitol vom citi probabil jumătate în seara aceasta. Și din respect pentru cuvântul Domnului, vă rog frumos să vă ridicați în picioare. O să citim începând cu versetul 1 și încheiind cu versetul 26. Fapte 21. După ce ne-am smuls din brațele lor, adică din brațele fraților din Milet sau din Efes adunați în Milet, după ce ne-am smuls din brațele lor, am plecat pe apă și ne-am dus drept la Cos, a doua zi la Rodos și de acolo la Patara. Am găsit o corabie care avea să treacă în Fenicia, ne-am suit în ea și am plecat. Am trecut prin fața insulei Cipru, am lăsat-o la stânga și ne-am urmat drumul spre Siria. Apoi ne-am dat jos în Tir, unde avea să se descarce corabia. Acolo am găsit pe ucenici și am rămas 7 zile. Ucenicii, prin Duhul Sfânt, ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Dar când s-au împlinit zilele, am plecat și ne-am văzut de drum. Și ne-au petrecut toți, cu nevestele și copiii, până în afară de cetate. Am îngenunchiat pe mal și ne-am rugat. Apoi ne-am luat ziua bună unii de la alții și noi ne-am suit în corabie, iar ei s-au întors acasă. După ce ne-am isprăvit călătoria pe mare, din Tir am plecat la Ptolemaida, unde am urat de bine fraților și am stat la ei o zi. A doua zi am plecat și am ajuns la Cezarea. Am intrat în casa lui Filip, evanghelistul, care era unul din cei 7, și am găzduit la el. El avea 4 fete fecioare care proroceau. Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc numit Agab s-a coborât din Iudeia și a venit la noi. A luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis: iată ce zice Duhul Sfânt, așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Când am auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de acolo, am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Atunci Pavel a răspuns: ce faceți de plângeți așa și îmi rupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Dacă am văzut că nu-l putem îndupleca, n-am mai stărui și am zis: facă-se voia Domnului. După zilele acelea ne-am pregătit de plecare și ne-am suit la Ierusalim.
câțiva ucenici din Cezarea, au venit și ei cu noi și ne-au dus la unul numit Mnason din Cipru, vechi ucenic la care aveam să găzduim. Când am ajuns la Ierusalim, frații ne-au primit cu bucurie. A doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacov și toți prezbiterii s-au adunat acolo. După ce le-am dat ziua bună, le-a istorisit cu deamănuntul ce făcuse Dumnezeu în mijlocul neamurilor prin slujba lui. Când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu. Apoi au zis, vezi frate, câte mii de iudei au crezut și toți sunt plini de râvnă pentru lege. Dar ei au auzit despre tine că înveți pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede de Moise. Că le zici să nu-și taie copiii împrejur și să nu trăiască potrivit cu obiceiurile. Ce este de făcut? Negreșit, mulțimea are să se adune, că își vor auzi că ai venit. Deci, fă ce-ți vom spune noi. Avem aici patru bărbați care au făcut o juruință. Ia-i cu tine, curăță-te împreună cu ei și cheltuiește tu pentru ei ca să-și radă capul. Și astfel vor cunoaște toți că nu este nimic adevărat din cele ce au auzit despre tine, ci că și tu umbli întocmai după rânduială și păzești legea. Cu privire la neamurile care au crezut, noi am hotărât și le-am scris că trebuie să se ferească de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie. Atunci Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a curățit și a intrat cu ei a doua zi în templu, ca să vestească sfârșitul zilelor curățirii când se va aduce jertfa pentru fiecare din ei. Amin. Mulțumesc! Reocupați-vă locurile, frați și surori! Aceasta este cea de-a 27-a întâlnire pe care o avem, studiind Cartea Faptele Apostolilor. Această evanghelie a faptelor, precum cele patru ale credinței, și am ajuns citind și încercând să înțelegem ce citim, atât cât pot înțelege oamenii muritori, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, am ajuns la sfârșitul călătoriei cu numărul 3. Aceasta este cea de-a treia călătorie care este mai lungă și este cea de-a treia călătorie pe care Pavel o face în libertate ca o inițiativă a Duhului lui Dumnezeu manifestat în inima lui. Această călătorie se încheie chiar la versetul 26, unde ei aduc un raport de misiune, mărturisesc lucrarea lui Dumnezeu făcută în orașele unde au misionat și întorcându-se și aducând raportul acesta, călătoria cu numărul 3 se încheie. Pavel este prins, începând cu versetul 27, și urmează o a patra călătorie care nu e liber aleasă, ci este impusă. Această călătorie, de fapt, este numai dus, fără întors, Pavel este legat, nu are încotro, este acuzat și dus sub escortă la Roma, unde va muri. Acest sfârșit al celei de-a treia călătorii surprinde anumite aspecte care sunt o învățătură bună pentru noi, pentru că sunt detalii care pot să ne atragă atenția asupra vieții noastre spirituale. De pildă, ne pot învăța ce să facem sau ce să nu facem și ceea ce facem, cum și când și cu cine să facem. Observați, vă rog, că totul începe cu plecarea din Milet. Pavel a cerut ca prezbiterii din Efes să vină la Milet. Sunt multe variante care încearcă să explice de ce Pavel a chemat prezbiterii din Efes la Milet și nu s-a dus el la Efes, așa cum a procedat în capitolul 19. Variantele sunt multe, chiar dacă am aflat răspunsul, nu este esențial. Important este că ei se întâlnesc, se roagă, se îmbrățișează și se despart. S-au despărțit greu. Cornilescu folosește această expresie a dragostei storge, a iubirii de familie. S-a smuls greu din brațele lor. E o expresie foarte frumoasă. Și observați că au plecat cu corabia. Și Biblia ne spune că au trecut prin Cos, Rodos, Patara și pe lângă Cipru, pe lângă insula Cipru, și când au ajuns la Tir, corabia a oprit pentru că marinarii urmau să descarce marfa. Observați cele două categorii de oameni ce ușor se evidențiază prin faptul că fiecare are o activitate specifică, dar în același timp opusă celeilalte. Versetul 29.
versetul 3, iertați-mă. Marinarii au oprit să descarce corabia, însă apostolii au căutat ucenicii, i-au găsit și 7 zile au stat cu ei. Priviți, vă rog, câtă diferență în acțiunile lor. Oamenii de pe corabie și-au descărcat marfa, marinarii, negustorii, toți cei care călătoreau. Însă Pavel și ucenicii, și ei călători pe același vapor, nu au oprit ca să-și descarce marfa, ci au oprit ca să-i caute pe ucenicii din Tir, să aibă părtășie cu ei și 7 zile să stea împreună studiind Scriptura și rugându-se. V-ați gândit vreodată că experiența aceasta se repetă în fiecare zi cu noi? V-ați gândit vreodată la asta? Imaginați-vă, vă rog frumos, această venire a corăbiei în Tir și oamenii se împart în două. Unii își descarcă marfa și alții își caută oamenii de aceeași credință cu ei, dedică 7 zile să stea acolo. Vă întreb, oamenii ăștia care călătoreau încoace și încolo, n-aveau familii, n-aveau și ei marfă, nu făceau și ei business, ei cu ce trăiau? Dacă acești oameni își descărcau marfa din corabie, că aveau nevoie să trăiască, Pavel și ceilalți care erau de ani de zile plecați în călătorie, iată dar că nu își descarcă marfa, nu se întorc cu daruri, nu se întorc în marfă, ci pur și simplu fac același lucru, se întâlnesc cu ucenicii, predică Evanghelia și se roagă. Întreb, oamenii aceștia n-aveau o perspectivă de viață, n-aveau casă, n-aveau familie, n-aveau și account. Ei cu ce trăiau? V-ați gândit vreodată la lucrul acesta? La această dedicare extremă care are ca drept rezultat lucrarea pe care a făcut-o Pavel? Vă întreb, dacă Pavel nu făcea aceste 3 călătorii misionare, mai era creștinismul atunci unde a fost în urma acestor călătorii? Care sunt oamenii care astăzi, 2000 de ani de atunci, își dedică viața în maniera asta pentru Dumnezeu, neglijând în mare măsură aspectul material al vieții și poate reducându-l la minim, doar trăind de astăzi pe mâine și pur și simplu dedicându-se lui Dumnezeu? Vă întreb, dacă nu mai sunt oamenii aceștia astăzi, de ce ne mirăm că rezultatele nu mai sunt aceleași? De ce ne așteptăm cu o muncă mult mai puțină să avem aceleași rezultate? Pot eu într-o oră să muncesc cât munciți dumneavoastră în 8? Nu. Pot eu într-o zi să muncesc cât munciți dumneavoastră într-o lună? Nu. Muncești o lună, sunt rezultate mari și multe. Muncești o zi, ce poți să faci într-o zi? Că nici nu răsare soarele, că mănânci, te scarpini de 2 ori și a venit seara. Frați și surori, este ușor să vorbim de Dumnezeu când toată ziua nu avem timp să facem aproape nimic pentru El. Și suntem extrem de preocupați de lucrurile materiale într-o manieră excesivă. În timp ce atunci când vine ziua de adunare, dintr-o dată ne aducem aminte de Domnul, de pocăință, de Pavel, de Evanghelii și de toate celelalte lucruri. Uitați-vă, vă rog frumos, la acest episod, că este un sample, este un exemplu la ceea ce se întâmplă astăzi în fiecare zi. Unii își descarcă marfa și unii se întâlnesc cu ucenicii să se roage și să predice. Nu vreau să fiu înțeles greșit. E nevoie să ne descărcăm marfa. Că marfa înseamnă roșiile pe care le mâncăm iarna și nu le cultivăm aici și vin din California, cineva le descarcă și oamenii aceia trebuie să aibă serviciu să mănânce, pentru că au morghici, au mașini, au cheltuieli ca noi toți. Nu putem să trăim fără bani, nu putem să trăim doar cu pocăință. Dar vă întreb, dintre noi, din Biserica lui Dumnezeu, cine este astăzi trimis să meargă și se ocupă cu ce s-a ocupat Pavel? Dacă nu mai merge nimeni, lucrarea pe care Pavel a făcut-o, cine o face? Nu o face nimeni. De ce ne mirăm că creștinismul este aici? De ce ne mirăm că LGBT-ul are succes și islamul la fel? De ce ne mirăm că multiculturalismul a distrus individualitatea națională și pur și simplu ne-a pus într-o relație de adversitate ieșită din comun? De ce? Nu-i de mirare. Unde nu există investiție, nu există nici rezultate. Câți dintre noi se așteaptă să primească bani dacă nu muncesc? Dacă stai ziua și noaptea și dormi? Evident că într-o zi vei ajunge să trăiești în lipsă. Tot la fel este și în lucrurile spirituale. Cu cât mai mulți oameni fac lucrarea lui Dumnezeu,
într-un mod dedicat, consacrat, pe lângă lucrarea voluntară. Haideți să vă dau un exemplu cu centru creștin. Zilele acestea am angajat câțiva contractori pentru activitățile mari, pentru activitatea electrică, pentru activitatea mecanică, pentru activitatea de aer condiționat și căldură, și am hotărât ca ridicarea pereților să o facem cu voluntari. E ușor când angajezi un contractor, nu-ți trebuie voluntar pentru asta, că el vine cu oamenii lui, are tehnologie, este specialist, omul face asta în fiecare zi și noi doar le spunem spor la treabă. Dar, spre exemplu, vinerea următoare, de mâine într-o săptămână și sâmbătă, câțiva meseriași specialiști din biserica noastră și echipele lor, însoțiți de un număr de voluntari din biserica noastră care sperăm să fie prezenți, am hotărât să facem lucrul acesta. Ei, întreb, vedeți, aceasta este diferența între a fi voluntar, vii când poți. Vii într-o seară, o seară pe săptămână, o seară la două săptămâni, poate o seară pe lună, dacă ești un om mai aglomerat, ai de lucru mai mult. Dar omul pe care l-ai angajat, care e dedicat pentru lucrarea de electrică, de mecanică, de aer condiționat și căldură, ăla nu vine seara. Ăla vine de dimineața până seara, pentru că el e dedicat acestei meserii. Fraților, așa e în lucrurile spirituale. Noi toți trebuie să fim voluntari în lucrarea sfântă. Ne întâlnim cu un om într-un magazin, ne întâlnim cu un om cine știe în ce situație, și dacă se deschide vorba de soare, de Trump, de cine mai știe cine, să nu vorbim mai mult de Trump decât de Iisus, că e îngrozitor. E dramatic să facem greșeala asta. Ar trebui să vorbim și de Domnul, cel puțin mai mult decât de individul ăsta, de la care avem speranțe precum am avut la Domnul Iohannis. Nu vreau să zic absolut nimic decât să spun următorul lucru. Sunt destui oameni ca să facă politică și noi trebuie să facem într-o anumită măsură politică, pentru că nu poți să nu faci. Politica face parte din viața noastră și noi facem parte din țara asta și din orice societate organizată presupune o țară de politică. Dar ceea ce vreau să vă spun este, uitați-vă la Pavel câtă politică a făcut. Uitați-vă, vă rog frumos. S-a întâlnit cu ucenicii, s-au rugat, 7 zile au stat dedicați în lucrarea sfântă. Fraților, noi înțelegem ceva din Evanghelia asta pe care o citim aici în fiecare seară? Se mișcă ceva în sufletul nostru sau rămânem aceiași oameni? De ce studiem Cartea Faptelor? Să vedem cum a fost în biserica primară, pe care noi o dăm totdeauna drept exemplu. Uitați-vă cum a fost în biserica primară. Unii și-au descărcat mărfurile și s-au dus să-și adune banii, iar oamenii ăștia dedicați au predicat Evanghelia. Trebuie să ne descărcăm mărfurile, că avem familie, avem copii, avem o casă, nu mai suntem în cort, nu mai suntem nomazi, nu dormim sub un copac, într-o peșteră, nici nu suntem în locuri calde, avem nevoie de casă și avem nevoie de un rost. Însă întreb, avem doar casă pe pământ? Avem și casă în cer? Dacă da, cine se îngrijește de alții? În ce măsură ne îngrijim de casa din cer? Care dintre ele două are o mai mare prioritate? Cât de real e răspunsul nostru la această întrebare? Cât de autentic este? Oamenii lui Dumnezeu, ce vreau eu să fac nu este să vă spun dumneavoastră ca și cum eu le-aș face bine, ci este să vorbesc în timp ce și eu și dumneavoastră auzim în egală măsură. Uitați-vă la ucenici. Tirul a fost locul unde cele două categorii de oameni au făcut lucruri diferite și a fost ușor de făcut diferența între unii și alții. Scriptura ne spune că au stat 7 zile acolo și apoi, înainte să plece, priviți ce au făcut. Am îngenunchiat pe malul râului, pe malul mării, și ne-am rugat pe malul mării, că au plecat cu corabia pe mare. Uitați-vă, vă rog frumos, și în versetul 36 din capitolul de dinainte, întâlnirea din Milet, după ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți. Observați cum se desparte Pavel de oamenii credincioși, observați cum își iau ei la revedere, îngenunchează și se roagă. Să nu vă supărați pe mine că vă întreb. Avem obiceiul ăsta când ne despărțim să îngenunchiem, să ne rugăm? Numai gândiți-vă, răspundeți-vă dumneavoastră, cine ne-a furat nouă obiceiul ăsta dacă nu-l avem? Ce ar trebui să ni se întâmple să-l avem? De ce să nu-l avem dacă nici noi nu-l mai avem? Cine-l mai are? Dacă nu-l mai are mișcarea penticostală, mișcarea baptistă, adică neoprotestanții, creștinii după Evanghelie, ei sunt mișcarea
evanghelică a timpului nostru. Dacă ei nu mai au asta, cine? De ce nu mai avem lucrul ăsta? De ce ne e greu să îngenunchem, să ne rugăm când ne despărțim? Cât durează? 5 minute? 10 minute? Ce faci în schimb în 10 minute? Ce faci? Dai un telefon? Închizi ușa? Îți verifici text message-ul? Ce poți să faci în 5 minute sau în 10? Că mare lucru nu poți să faci. N-ai mare profit. E vorba de obicei. E vorba de prioritate. E vorba de închinarea inimii. E vorba de un stil de viață, frați și surori. Ascultați-mă. Într-o zi, Evanghelia aceasta care se predică și noi o auzim și ne-a dat Dumnezeu minte. Evanghelia aceasta care noi o auzim, dacă nu împlinim, ne va judeca. Pentru că sunt oameni care nu o cunosc și drept urmare nu o împlinesc, dar noi o cunoaștem. Și nu numai o cunoaștem, ea se repetă ca să nu o uităm. Vă rog în această seară, gândiți-vă la acest obicei. În cursul de cateheză avem o lecție întreagă despre rugăciune. Ori de câte ori vorbesc de rugăciune, mă întreb cât de practicată este această învățătură care e mereu pe buzele noastre. De la 9 la 10 avem o oră de rugăciune. Și ce poți să faci? Că dacă toată biserica se pleacă, doar noi rămânem în picioare. Și dacă toată biserica se roagă, doar noi tăcea. E o oportunitate pentru noi toți. Dar vă întreb, dacă n-am mai mâncat de duminică dimineața până joia sau până duminica dimineața cealaltă, am putea trăi? Frați și surori, ascultați-mă, dincolo de învățătura despre rugăciune, există o viață de rugăciune. Marți seara este o întâlnire la biserică. E ușor să nu ne facem timp. Cine ar trebui să ne facă timp? Îmi permite să vă întreb cine? Nu pot marțea asta, dar nici cealaltă? Nu pot două marțe, dar nu pot nici în a treia? De ce? Pavel a îngenuncheat și s-a rugat ca acești oameni și apoi s-au despărțit. Nici în a treia? De ce? Pavel a îngenuncheat și s-a rugat ca acești oameni și apoi s-au despărțit. Așa se despart oamenii lui Dumnezeu. Asta este o pildă extraordinară. Nu trebuie școală ca să faci asta, nu trebuie vechime la pocăință, nu trebuie daruri, trebuie doar să treci cu Dumnezeu și să consideri că e normal să te rogi cât de des poți, singur, împreună cu alții, mai ales când cineva te vizitează sau când vizitezi pe cineva. Este absolut normal. Dacă acest lucru nu mai e normal, credeți-mă că nu știu ce mai este normal. Nu vorbim aici de lucruri mari, fraților. Nu vorbim să mergem în China și nici să plecăm în misiune pe termen lung. Vorbim să îngenunchem pentru 5 minute. Lucrul acesta este de fapt un simbol. Dacă nu mai există nici simbolul, mai e ceva în spatele lui? Scriptura ne spune că și-au luat ziua bună unii de la alții și ei au plecat. Și observați, vă rog, că la versetul 7 călătoria începe să se facă pe jos. La versetul 6 se încheie călătoria pe apă cu corabia. Când s-au dat jos din corabie, s-a încheiat călătoria cu corabia. Urmează o săptămână de părtășie cu frații din loc, din Tir, și apoi își continuă călătoria pe uscat, nu pe apă. Priviți ce spune versetul 7. După ce ne-am isprăvit călătoria pe mare, din Tir, orașul unde au stat o săptămână, am plecat la Ptolemaida, unde am urat de bine fraților și am stat la ei o zi. Fraților, observați dumneavoastră că Pavel ăsta mergea din frați în frați? Oriunde se ducea el, se întâlnea cu frații. Oriunde mergea, se întâlnea cu frații. Și potrivit celor două exemple pe care le avem, ori de câte ori se despărțea de ei, se ruga, îngenuncheau și se ruga. Probabil că îi întreba despre lucrarea din biserică, cum merge lucrarea din biserică. Și acolo erau oameni de toate felurile ca și astăzi. Unii de un fel, alții de două feluri. Că așa a fost tot timpul. Tot timpul a fost așa. Să nu credeți noastră că numai acum este. Nu, de când e lumea lume. Sunt de toate felurile oamenilor, de la plus până la minus. Aici a stat doar o zi. Ce-o fi făcut o zi? Păi dacă ne uităm în locurile unde ni se spune ce a făcut, ne asumăm că aceleași lucruri le-a făcut și unde nu ne spune ce a făcut. A stat la ei o zi și a doua zi a plecat și a ajuns la Cezarea. Priviți, a intrat în casa lui Filip Evanghelistul. Ăsta avea patru fete, era unul dintre cei 7 care au fost aleși ca diaconi
Fapte 6. El e primul menționat dintre cei șapte. Și el avea patru fete și toate patru aveau dar de prorocie. Și Scriptura ne spune că a intrat la el în casă și a găzduit la el. Mă întreb, nu i-o fi fost greu lui Filip să-l găzduiască pe Pavel și cu cei care erau împreună cu el? Nu i-o fi fost greu? Ba da, cui nu e greu să primească oaspeți? Dincolo de faptul că e bine, frumos și este răsplătitor în împărăția lui Dumnezeu. E greu, e un om în plus la tine în casă. Trebuie să curezi mai bine decât de obicei, nu poți să mănânci așa la repezeală, pui un unt pe pâine și las că fac mâncare mâine. Când îți vine musafirul, nu poți să-i dea chiar un pe pâine. Adică poți, dar nu, parcă nu te simți bine să-i dai doar atâta, că de, e musafir. Și când vine musafirii, faci mâncare ca la sărbătoare. E, omul ăsta a primit musafiri, patru fete, probabil că o fi avut și niște părinți cu el, poate vreunul o bolnav, dar uite că i-a primit, a primit toată ceata apostolilor, toată ceata misionarilor care a venit pe la ei. Și Scriptura se ne spune că a stat la ei mai multe zile, nu spune cât, dar mai multe zile. Câte ori fi? 5, 10, 15, poate mai puțin, nu știu. Dar a stat acolo mult. El avea patru fete fecioare care proroceau, fiindcă stăteam de mai multe zile acolo. A venit un alt proroc pe care îl chema Agab și ăsta a venit din Iudeia. Ei mergeau înspre Iudeia, au ocolit marea, au venit pe malul mării, erau acum la Cezarea pe malul mării și ne spune Scriptura că ei mergeau spre Iudeia, ăsta venea din Iudeia și s-au întâlnit în casa lui Filip. Și omul acesta a avut o profeție. Aș vrea să ne oprim un pic asupra acestei profeții. Fraților, eu mă uit la dumneavoastră și dumneavoastră vă uitați la mine și noi toți ne uităm la fiecare. Aș vrea să învățăm din ceea ce ne spune Biblia despre profeție. Uitați și dumneavoastră că nu e greu de tâlcuit, că e scris negru pe alb. A luat brâul lui Pavel și și-a legat mâinile și picioarele cu el. Așa s-a înfășurat cu brâul, adică cu un fel de curea. S-a înfășurat și a zis așa: Duhul Sfânt spune următorul mesaj. Cum am legat eu cu brâul ăsta, așa ar vor lega iudeii la Ierusalim pe omul al cui e brâul. Al cui era brâu? Al lui Pavel. În timp, cât durează afirmația asta să o prorocești? Cât? E o singură propoziție. Cât? 10 de secunde. Stop. A spus o prorocie scurtă, concretă, lămurită. E vreun dubiu cu privire la ea? Nu e niciun dubiu, vorbește foarte lămurit. Copil sau om în vârstă înțelege ce spune. Prorocia e scurtă, nu multă ca să nu mai știi cum a început și cum s-a terminat. Mesajul e scurt, e ușor de ținut minte, e lămurit. Se referă la cineva, nu e așa o vorbire așa de lungă de 20 de minute și la sfârșit să nu mai ții minte nimic. Cine ține minte 20 de minute de vorbă? Țineți minte dumneavoastră detaliile predicii mele mâine? Sau peste o săptămână? Nu. Dar dacă aș spune o singură propoziție și m-aș trage, n-ar fi mai ușor să țineți minte? Acum eu vă întreb, n-ar fi bine să ne rugăm atât pentru predicatori care au pildă, au referințe de predicare aici în Biblie, cât și pentru proroși și văzători, pentru ca Dumnezeu să le curățească, să le desăvârșească darul, să le sfințească și mai mult vasul, pentru că sfințirea unui proroc hotărăște în mare măsură mesajul pe care îl spune. Nu uitați, fraților, că dacă noi trăim vremurile din urmă, cum se predică, Scriptura ne spune că în vremurile din urmă vor fi mulți proroși mincinoși. Eu mă mir că noi niciodată nu ne gândim dacă nu cumva o prorocie care este, nu este chiar una dintre prorociile mincinoase. Asta nu înseamnă că noi nu credem în prorocie. Nu, nu asta înseamnă. Înseamnă că noi credem în cuvântul lui Dumnezeu care ne-a avertizat. Trebuie să cercetăm prorocia. Când spunem cercetăm, nu înseamnă judecăm, ci înseamnă evaluăm, măsurăm, cântărim, o comparăm cu învățătura Scripturilor. E naivitate, fraților, să credem orice, doar pentru simplu motiv că la început spune așa vorbește Domnul. Dar în același timp, noi trebuie să ne așteptăm să existe cuvânt profetic și trebuie să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să curățească vasele cu care noi interferăm, ne întâlnim. Și să fie un mesaj curat, lămurit, așa cum îl întâlnim aici în Scriptură. I-a fost de folos lui Pavel că a auzit acest mesaj?
Evident. E de folos să auzim un mesaj profetic? Bineînțeles. N-avem noi Biblia să ne călăuzească? Ba da, avem Biblia. Asta exclude nevoia de a avea un cuvânt proaspăt care înseamnă zidire, sfătuire și mângâiere? Nu, nu exclude, dimpotrivă. Oficiul profetic a fost, este și va rămâne necesar și real. Însă, acest oficiu profetic a fost pervertit. După cum există învățătură mincinoasă și greșită. Păi uitați-vă că sunt biserici, nu neoprotestante, protestante. Mi-a să știți bine chestia asta cum este. În 1054 s-au născut bisericile istorice, catolică și ortodoxă. Marea schismă care s-a născut la Constantinopol. În 1600, 1500 și ceva, în reforma lui Jan Hus și mai ales a lui Luther, s-a născut protestanții, protestantismul, adică a protesta. Împotriva cui a protestat? Împotriva Bisericii Catolice. Nu împotriva Bisericii Catolice, ci împotriva decăderii Bisericii Catolice. Atunci s-a născut protestantismul, a protesta. Și atunci s-a născut Biserica Luterană, Biserica Presbiteriană, Biserica Reformată, Biserica Calvinistă mai târziu. Dar bisericile acestea și ele au căzut în timp. Și când a apărut baptismul în secolul 19 și mai apoi în secolul 20, penticostalismul, creștinismul după Evanghelie, aceștia au fost protestanți la protestanți. Au protestat împotriva celor care protestau cu două secole în urmă. De aceea se numesc neoprotestanți. Ei bine, ceea ce vreau eu să întreb este în legătură cu neoprotestantismul, adică cu mișcarea penticostală. În fața mișcării penticostale nu mai este decât mișcarea harismatică. Mișcarea harismatică este cea mai nouă, cea mai proaspătă manifestare a Duhului Sfânt. Numai că această mișcare harismatică are forme exagerate, multe dintre ele sunt exagerate. De dragul de a părea autentică, de a impresiona, de a manifesta, de a simula harul, ajung oamenii să facă lucruri absolut exagerate. Dumneavoastră știți despre tot felul de mișcări de genul acesta, unde unii fac ca animalele, cântă ca cocoșul, latră ca și câinele, guiță ca porcul. Și numai imaginați-vă ce mărturie îngrozitoare prezintă ei în fața unor oameni necredincioși sau în fața copiilor, a noilor începători la credință. De câte ori a făcut apostolul Pavel ca un animal? De câte ori a cântat el ca cocoșul? El a făcut ca omul, frați și surori. Pavel a făcut ca omul, ca omul. Dacă un om cu minte în cap a vorbit lămurit, când a vorbit a înțeles și ăla și ăla, toți a înțeles. Păi ce să înțelegi dacă faci ca cocoșul? Că doar nu predici și nu profețești la categoria găinilor. Dacă vorbești la oameni, trebuie să vorbești în limba omenească. Dar plecasem de la protestanți. Și dumneavoastră ați citit ca și mine că-s biserici protestante, cele mai multe dintre ele, ai căror slujitori și consilii de biserică au hotărât să facă căsătorii între bărbați și bărbați. Sunt oameni care țin Scriptura în mână și așa au găsit ei de bine să facă ca să acomodeze nesfârșita toleranță pe care a îmbrățișat-o și președintele României mai nou. Singurul lucru care le lipsea bieților români e toleranța, atât le mai lipsea. Știți dumneavoastră vorba lui bunica, ce îi lipsește chelului tichie de mărgăritar? Așa și românilor. N-au nevoie de organizarea țării, n-au nevoie de autostrăzi, n-au nevoie să oprească tăierea pădurilor, n-au nevoie să pună țara aia la punct. Dom'le, un singur lucru le-a lipsit și bine că l-a adus. Bine că l-au găsit, dom'le, toleranță. Le trebuie toleranță. N-a fost destulă. Toleranți cu păcatul, toleranți cu feminismul, toleranți cu materialismul, toleranți cu liberalismul, toleranți cu individualismul, toleranți cu toate, toleranți, toleranți, toleranți. Nu mai există niciun reper, un relativism bolnav. Toată lumea are dreptate. Măcar că unul spune alb, unul negru, dar toată lumea are dreptate. Frașii și surori, noi știm că nu toată lumea are dreptate. Singura persoană care are dreptate este Dumnezeu. Noi de aceea suntem aici. Știu că sunteți obosiți. Știu că v-ați trezit de dimineață, știu că astăzi toată ziua n-ați dormit, știu că ați fost la lucru și că sunteți preocupați de binele familiei dumneavoastră și de binele lucrării lui Dumnezeu în mare măsură. Dar de ce am venit aici? Pentru că în sufletul nostru există respect pentru Dumnezeu. Asta nu ne face mai buni decât alții, dar este o alegere pe care Dumnezeu o califică după cum va fi de cuvință în inima lui de Dumnezeu.
Însă această flexibilitate și această toleranță fără limită, numită dragoste, oamenii ai lui Dumnezeu, Dumnezeu este dragoste. Dacă s-a dus și a scăpărat chibritul la Sodoma și Gomora, vă întreb, n-a fost tolerant? Când l-a dat pe Adam afară din grădină, Dumnezeu nu l-a iubit, nu? Când a adus blestemul în casa lui David, nu l-a iubit. Când a omorât pe Anania și Safira, n-a fost iubitor Dumnezeu. Vedeți? Fiecare face din Dumnezeu ce îi place. Absolut ce îi place. Că Dumnezeu e un nume generic. Nici nu se referă la Tatăl din Scriptură. Se referă la o formă de autoritate religioasă, care de cele mai multe ori e impersonală. Dumnezeu e tolerant, domnule. Dumnezeu e tolerant. Și noi în dragoste trebuie să fim toleranți. De ce n-a fost Pavel cu Petru tolerant când a fost ipocrit și în prezența fraților era plin de dragoste și după ce plecau frații erau altfel? De ce? De ce l-a confruntat Pavel? N-a avut Pavel dragoste? De ce îi mustră Pavel pe galateni? De ce vorbește Iacov atât de aspru și le spune: băi, oameni buni, mai terminați cu credința din inimă dacă nu e însoțită de fapte? Asta e religie, oameni buni. Cine crede în inima lui și nu face fapte care arată credința din inimă, înseamnă că această credință a lui e o poveste. Nu există credință fără fapte. Credința se vede doar din fapte. Putem să vorbim frumos, să adormim pe toată lumea. Dacă fapta noastră nu acompaniază vorbele noastre, oamenii lui Dumnezeu, e bine să vorbim. Dar vorbele noastre trebuie însoțite de faptele vorbelor noastre. Iacov vorbește destul de aspru. Cei mai mulți, inclusiv Luther, au avut probleme cu această epistolă pentru că e confruntativă. Nu e relativă, nu e flexibilă, e categorică. Este adevărat, e nevoie să fim toleranți. Este adevărat, dar toleranța aceasta are o limită. Toleranța lui Dumnezeu are o limită, de aceea numește păcatul păcat și de aceea iadul e pedeapsa pentru păcat. Că dacă ar fi tolerant cum credem noi, atunci ar desfința Dumnezeu iadul și pe toți i-ar îmburda în rai. Și ar rezolva problema. Observați, vă rog, că aici este încă un lucru demn de învățătură pentru noi. Versetele 12 până la 14. În urma profeției, oamenii, ucenicii, spun lui Pavel: nu te mai duce la Ierusalim, o să te omoare ăștia. Și Pavel spune: mă duc, nu rupeți inima, eu trebuie să fac ce vrea Dumnezeu. Și după aceea spun și ei, uitați-vă în versetul 14, facă-se voia Domnului. Întreb, de ce n-au spus facă-se voia Domnului de la început? Acesta este încă un exemplu de umanitate care se îmbină cu duhovnicesc într-un mod ciudat. Și noi suntem așa de multe ori. Timpul a trecut, așa că ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu și, călăuziți de Duhul Sfânt, ne vom ruga încheie în serviciu divin din această seară. Amin.